pe căcun. Salut! Salut! Ești bine? Foarte bine. Par stingher aici. Da, așa mai singuratic. Tu să-mi zici, de ce nu vorbesc cu oamenii cu tine? Poate îți plea rău mai... Spune-mi că tu vei cânta rap. Ești un cover de la Cocoon Kills. Cocoon Kills? M-au preferat unul. Așa am eu. Da? Eu sunt super fan. Și eu. Cocoon este mare vedetă. Din punctul meu de vedere e numărul 1. E mai bun decât USU, decât Grasu. La cine e trendy, vai, cine e sexy? Selfie, selfie, selfie. Oh, uite o mașină tare. Fă, oh, pot să-mi ia mare valoare. Este visul meu. Să zic să cânt cu Cocoon Kills o strofă așa. Să apar și eu pe lângă el, să mă bălângă așa, să... Ha, o rimă. Cocoon Kills mă inspiră. Cel mai mult la Cocoon Kills îmi place atitudinea lui, ceea ce face, vers, piesă, tot îmi place la el. Și mai îmi place când face a. Ah. Nu știu dacă ați observat. Să mă absolut. Intru și eu, cioc, cioc, ah, mă înțelegea. Ce? Felul ăsta de audă, mie, face original. Capra cu trăiesc, ah. Acum la mine în sat, toată lumea știe despre Cocoon, pentru că i-am zăpăcit pe toți. Cocoon în dreapta, Cocoon în stânga, PC, selfie și tot așa. Așa mare fan ești tu? Da, sigur. L-am votat de fiecare dată și acum mai am mesaj pe telefon. Zău? Da, dacă vreți. Ia. Yeah. Câte mesaje ai dat? În final l-am votat de mai multe ori. 1-3, 1-3. Ia-s mai mult. Ah, nu m-am întâlnit niciodată cu el, aș vrea să mă întâlnesc cu el și să-i spun, pentru mine, tu ești cel mai tare rapper din România. Bună seara! Bună seara! Da, bună seara! Cum te cheamă? Andrei. Și mai cum? Resmiveș. Resmiveș. Resmineș. E mai complicat, Andrei e mai bine. Dar de unde vine numele? Numele de familie. A, românesc 100%, cum e Gheorghe. Da, nu știu. Ție-ți place X-Factorul ăsta? Cocoon Kills. Sunt fanul lui numărul 1, l-admir foarte mult. L-am urmărit de fiecare dată, l-am susținut. El e model, un model pentru mine. Și l-admir foarte mult pentru ceea ce face. Dar te-ai gândit să vă întâlniți? I-ai scris pe Facebook? I-am scris pe Facebook, dar nu-i scriu foarte mult, pentru că eu știu că este un om foarte ocupat și nu-mi permite-o ca să-i ce faci, măi, sau mai știu eu. Da? Ce piesă zici că a pregătit? A, cu pisi? Fis! Ia să vedem cum sună pisi la...